este, dacă vreți, prima încercare cunoscută de mine de accelerator pentru studenți și a avut o structură foarte asemănătoare cu orice accelerator, a avut un proces de selecție, a avut mentorship, a avut cursuri și are acum un demo day. You guys are the job creators of Romania, of the world in the future. Vreți să oferim o poveste, vreți să oferim amintiri, sentimente, trăiri. Soluția tehnică cu care vrem să facem asta se numește Auditoriu. El este un ghid audio pentru telefonul mobil. Prin intermediul aplicației acestea, turiștii pot să asculte mai multe informații despre obiectivele pe care le vizionează. Noi venim în ajutorul lor prin aplicația noastră. Ea se numește Colosseo. Este o aplicație pentru streaming video al jocurilor pentru Android. Mai exact, orice utilizator va rula aplicația noastră și va putea streamui captura ecranului în timp ce se joacă live. Astfel, alți oameni de pe internet îl pot urmări și îl pot aprecia. Noi vă propunem Fitspot, soluția modernă de fidelizare, disponibilă pe iOS și pe Android. Clientul este la o singură apăsare de buton, distanță de a intra în sistemul de fidelizare. Scanând codul pe care îl va primi odată cu bonul fiscal, va aduna un anumit număr de puncte bazat pe totalul notei de plată. Noi am găsit soluția, fiind această platformă Frimble, pur și simplu folosind aplicația, tu vezi obiectele din jurul tău de interes și intri în legătură în intermediul mesajelor private cu respectivul care vrea să ofere sau cel care dorește să ia obiectul respectiv. Ce vrem să oferim noi este MAS, Mobile Application as a Service. Soluția pe care noi vrem să o implementăm este să folosim o interfață web în care organizatorii să-și configureze cum vor și să-și personalizeze aplicația pentru conferința lor, să-i facă deploy și să o poată folosi fiecare participant. Astfel, utilizatorul își va instala o singură aplicație, iar pentru fiecare event în parte va avea aplicația customizată. NextAds vine în ajutor pentru comunicarea organică și virală în același timp, datorită expunerii în mediile sociale. NextAds face o legătură, creează o legătură între oameni și brandurile care comunică prin sistemul nostru. Această legătură concretizându-se prin faptul că brandurile au acces la potențial clienți, intermediul faptului că oamenii le distribuie campaniile către legăturile lor, prietenilor și așa mai departe. Soluția OpenFridge, o platformă software pentru managementul alimentelor, echilibrarea dietei și organizarea cumpărăturilor. Înainte de a vă prezenta un exemplu, vreau să vă ridic următoarele întrebări. Când ați aruncat ultima oară mâncare la coșul de gunoi și credeți că urmați o dietă echilibrată? Eu, împreună cu colegii mei, construim o platformă online pentru pasionații de fotografie. Pe Retake poți uploada o fotografie pe zi și primi feedback din partea unor fotografi mai experimentați pentru a îți îmbunătăți aptitudinile. Ne adresăm tuturor persoanelor care sunt interesate de fotografie și care dețin un device capabil să facă poze. Synesthesis este un proiect adresat persoanelor nevăzătoare, în special copiilor care au probleme de vedere. Ce am făcut până acum, practic, este o aplicație pe care o avem pentru dispozitive, pentru telefoane și pentru tablete, care conține o colecție de obiecte. Pentru a cunoaște un astfel de obiect, un copil își va plimba degetul pe ecran până va ajunge la conturul respectivului obiect și atunci va simți o vibrație. Își va da seama atunci că este ceva acolo și va continua să exploreze din aproape în aproape conturul până când va reuși să își dea seama de forma acestuia. Ce facem noi? Noi avem două componente ale proiectului, o parte soft, prin care programăm plăcuțe de dezvoltare din cloud, și o parte hardware, prin care atașăm niște hardware plăcuțe de dezvoltare pentru achiziții de date. Deci două chestii, soft și hardware. Ce facem noi? O programăm din cloud. Instalăm un softuleț pe plăcuță și din cloud utilizatorul își programează plăcuța, scrie codul în cloud, salvează codul în cloud, îi dă drumul din cloud. Nu mai are nevoie de laptop, telefon, tabletă, whatever. Soluția este diffuser, zic eu. Te pune în legătură cu cei din jurul tău, este o platformă de anunțuri, bază de pe locație, poți să comunici cu cei interesați de dacă ai ceva de oferit sau ce vrei să împarți în taxă.
începem cu premiul publicului. FeedSpot. Premiul special al juriului se duce către echipa Synesthesis. Best pitch. După îndelung și dați poatări, vrem să anunțăm Frimbul. Haideți! Pentru Best Prototype, cine vrea să anunțe Best Prototype? Teo? În final, am decis FeedSpot. Best Business, și pentru care îl invit pe domnul Radu Georgescu să-l prezinte. Why all it dream?